Pentru a rezolva cazurile ce nu suportă amânare, unitățile sanitare din Gorj vor asigura asistența medicală în programul normal de 3 schimburi. Pe perioada sărbătorilor pascale, la nivelul județului se asigură medicina de urgență, deci urgențele vor fi plătite de către serviciile specializate. Toate unitățile sanitare asigură linia de gardă normală, nu există probleme în ceea ce reprezintă asigurarea asistenței medicale pentru cei care se prezintă la medic. În privința cazurilor în care nu este nevoie de internare, asistența medicală va fi acordată prin intermediul liniilor de gardă existente în cadrul spitalelor din Târgu Jiu, Motru, Cârbunești și Novaci. Urgențele stomatologice se vor rezolva la nivelul cabinetului de specialitate din cadrul Spitalului Județean Târgu Jiu și prin cabinetele individuale din teritoriu ce asigură permanența în zilele de 23, 24 și 25 aprilie. Pentru a evita să facă paștele la urgență, medicii recomandă gorjenilor cumpătare în tot ceea ce ține de petrecerea sărbătorilor. Să aibă grijă în ceea ce privește alimentația, să nu facă exces de produse, mai ales cei care au ținut postul pe această perioadă și dintr-o dată alimentația cât mai abundantă le poate provoca o stare de rău. Și de asemenea să evite consumul de excesiv de alcool, nu trebuie să uite bolnavii cronici tratamentul pe care trebuie să-l ia în continuare și de ce nu în caz de apariția primelor semne de boală să se prezinte la medicul de familie sau la urgențe. În febra cumpărăturilor, gorjenii nu trebuie să uite că produsele alimentare pentru masa de Paște trebuie cumpărate doar din locuri autorizate și să fie în termenul de garanție, pentru că odată cu apariția căldurii, mâncarea se deteriorează foarte repede.